Salut, Albert! Erați deasupra lor în clasament, dar până la urmă scor cam clar pentru ei. Ce s-a întâmplat? Salutare, bună seara! A fost un meci greu, un meci dificil cu o echipă de luptă. Am avut câteva greșeli la început individuale care ne-au scos un pic din ritmul nostru. Ulterior am încercat să jucăm cu portarul ieșit. Ne-au prins de câteva ori cu șuturi de la distanță și cam asta a fost meciul. Poate în retur ne luăm revanșa față de ei și față de restul din campionat să revenim unde ne e locul sus. Voi ați promovat din Liga 3 acum în Liga 2. E un pic mai greu aici la Liga 2? Este un nivel complet diferit. În Liga 3 defilam față de majoritatea adversarilor. În momentul de față e orice meci de la egal la egal. Unii poate chiar sunt un pic mai valoroși decât noi, dar noi sperăm să formăm un lot cât mai bun, că am adus câțiva jucători în momentul de față și ușor ușor încercăm să chemăm un lot bun. Tu am văzut că ai dat 6 goluri în acest campionat, în 5 partide. Astăzi nu ți-a intrat deloc. Ce s-a întâmplat? Nu am avut atât de multă șansă, să zic. Adversarul a fost foarte aproape de noi de fiecare dată, inclusiv de mine. Nu am avut șansă de a șuta de prea multe ori la poartă. Au fost mai buni decât noi, ne-au surprins de câteva ori și i-au reușit să o bage în poartă, noi nu. Obiectivul care e până la final? Obiectivul ar fi primele 3, măcar un baraj să prindem pentru prima ligă. Încercăm, de asta am și adus jucători în momentul de față, să încercăm să urcăm în prima ligă. Considerăm că avem un lot destul de puternic să facem față și acolo, dar avem de muncit foarte mult, cu multă pregătire. Sperăm pe mai departe să avem rezultate mai bune. În final, un minus și un plus al competiției. Un minus parcarea, să zic așa, iar plusurile le știm cu toți, este o competiție foarte bine organizată, cu multe echipe bune, frumoase, atmosfera de aici e ceva de nedescris și acum cu toții la bere, la bar. Baftă multă, mersi!